Uite, e o mică sirenă! Îmi iubesc păpușa Barbie! Și vampiri! Haide, să luăm păpușa! Ce faci cu păpușa mea? Dă-mi-o! A fost delicioasă! Nu! Piata mea Barbie! Neptun? Cum îndrăznești să răpești pe Ariel? Plecați, lilieci urâți! Cum rămâne cu păpușa mea? Capul i-a fost dat jos! Ce zici de o păpușă nou-nouță? Arată exact ca tine! E aceasta începutul unei povești de dragoste? Și așa ne-am cunoscut! Eeeh! Noroc! Povestea noastră de dragoste e mai bună! Fetele se simt rău! Ce s-a întâmplat? Au mâncat ceva stricat? Un test de sarcină? Care ar putea fi rezultatul? Ambele sunt pozitive! Ivy și Ariel vor fi mame! Vampir însărcinat versus sirenă însărcinată! Așteaptă! Ce se întâmplă? Ești arestată pentru că ai mușcat această femeie nevinovată! Uite ce ai făcut la gât! Mergi la închisoare! Ea? Sau eu? Sau craniul? Ei bine, până aici! Veți merge amândouă la închisoare! Nu, te rog! Doar intră în celulă! Te rog să ne lași afară! Trebuie să facem treaba mică! Bine, fata pește merge prima! Stai în spate! Bine, aici e toaleta! Deschide ușa! Oh, doamne, e așa de murdară! Nu vreau să folosesc toaleta asta! Nu pot să te plângi? Dacă te mituiesc cu niște perle! Wow, le voi lua? Avem o toaletă mai bună pentru tine! Îți faci joc de mine? Aceasta e ca o vacanță! Bine, mă duc să fac pipi acum! Stai! Scaunul de toaletă e prea rece! Ce e de data asta? Rece? Știu! E un autocolant moale? Ce are de gând să facă polițistul? Ha? Voi lipi autocolante moi pe tot scaunul de toaletă! Capacul moale îți va proteja propriul fund de îngheț! Frumos! Oh, e cald! Uite toaleta! Eu, un șobolan și un șarpe? Nu intru acolo! E timpul să-mi folosesc abilitățile de hipnotizare! Mă vei duce la o toaletă curată! Te voi duce la o toaletă curată? Toaleta curată e aici! Grozav! Uah! Întunecat și înfricoșător! Pânzele alea de păianjen sunt o ambianță plăcută! Dar nu-mi place mirosul! Hei, e un păianjen? Ce face Ivy cu acel parazit? O să pun păianjenul în rezervor! Așa că atunci când trag apa, lichidul de cireșe al păianjenului va umple vasul! Ah, aerul miroase mai bine! Pleacă de aici! Îmi pare rău, îți voi oferi intimitate! Ivy și Dracula sunt aici pentru vizita medicului! Coada e prea lungă, ce să fac? Un vampir! Cu o burtă de gravidă? Wow, pare așa de moale! Bună, puiule! Dați-vă înapoi! Așa de adorabil! Ia-ți mâinile murdare de pe mine! Fă ceva, Dracula! Ha? Nu o mușca! Uite, nu e permisă mușcarea! Atunci ce altceva am putea face? Trebuie să mă gândesc la ceva! Ce avem aici? O păpușă? Ce are de gând să facă? O să fac un truc magic, dar am nevoie de membrele păpușii! Uită-te la asta! Ce faci? Întoarce-te ca să pot lucra la magie! Va fi minunat! Bine! Puțin sânge! E ca și cum membrele copilului îi ies din stomac! E îngrozitor! Eu! Sunt un geniu! Te-a ajuns? Hai să mergem! Ariel e pe cale să facă o ecografie! Ești gata, mami? O să încep să frec! Va fi puțin rece? Bună, mami! Bună, dragă! Ăla e un rechin! Fica mea e în pericol! Ajută-o! Fă ceva! Ia să mă gândesc!
pot să-l scot cu niște momeală. Te rog, salvează-mi fica! Funcționează! Am scos rechinul afară! Oh, firar, unde pun asta? Pa! Oh, mulțumesc, doamne, că e în siguranță! A fost cât pe ce? Ai putea fi pescar, doctore? Sunt așa de obosită! Aceste tocuri îmi fac picioarele umflate! Trebuie să mi le sprijin de ceva! Picioarele ei sunt uscate ca fulgii de porumb! Dragă, îți schimbi pielea mai rău ca un șarpe! E așa de groaznic? Eu... Lasă-mă să mă gândesc la ceva! Aha! Un gadget pentru curățarea picioarelor! Nu va trebui să miști niciun mușchi! Doar introduci piciorul în interiorul gadgetului și începe să-l freci! Acum că e acoperit cu spumă, să răzuim cu un bățișor de înghețată! Arată bine! Ok, în continuare, cismele înmuiate! O să le umplu cu lapte și o să amestec câteva picături de miere! Acum înmoaie-ți picioarele pentru un timp! Un tratament spa complet! Poți chiar să te plimbi în timp ce-ți cureți picioarele! Mi s-a rupt apa! Vine copilul meu! Bule de apă? Oh, nu! Ești pe cale să naști! Aceasta e o alertă roșie! Relaxează-te! Du-mă la spital! Urcă, grăbește-te! Hei, încetinește! Ha? Soția mea e pe cale să nască! Grăbește-te și ia-o! Bine, bine, bine! Pune-o pe pat! Acum te voi înveli într-o pătură și... Împinge! Gah! Poți să o faci? Văd copilul, continuă să împingi! Nu mai pot! Ah! Uite că vine! Ia anuat afară! Vino aici! Am prins-o! Are aripioare obraznice! Voi, oprește-te! Uită-te la fetița noastră! E puternică ca mami! Dă-mi-o! Bună, micuță sirenă! Am nevoie de apă! A fost o naștere ușoară! Desigur, vampirii au nevoie de un sacrificiu uman pentru cină! Sângele nu miroase bine? Fă-l mai bun! Presupun că am uitat sarea, doar câțiva stropi! Nu, tot nu vreau! Această masă e specialitatea bucătarului! Dă-mi altceva! Bine! Ce zici de o friptură proaspătă în sânge și niște supă de roșii? Eu vreau aia! Ce e? Mi se pare un tort de Halloween! Dorința ta e porunca mea! Servește prăjitura cu ochi din jeleu! E perfect! Vreau să condimentez lucrurile, așa că voi pune aceste jeleuri în mașina de tocat! Doar umple-o, apoi o învârți foarte bine! Iată! Ies ca niște viermișori! Trebuie să-i fac să iasă! Ar trebui să fie suficient! Miroase a rai! Dulceața va merge perfect cu friptura! Și o lingură de supă de roșii pentru a completa! Făcută ca un bucătar șef! Poate că ar trebui să înfulec acum! Te rog, nu! Oh, așa de savuros! Wow, ce-a fost asta? Nu mă lovi cu coada! Dar nu pot dormi! Burta mea e prea grea! Am o idee! Ce-i acolo sus? Ce se întâmplă? Dă-mi colacul! Mă scufund! Știu! Oh, nu! Am făcut o gaură în el! Aha! Nimic pe care o bucată de bandă nu o poate repara! Acum înapoi în formă! E gata? Pentru ce e acest colac? Odihnește-ți burta pe gaură! În felul ăsta? Oh, wow! E așa de comod! Pot să dorm mai bine acum? Și eu pot să dorm mai bine! Sau poate nu! Mă rog, prostuțule! Pește? Nu! Caviar? Și salată de alge? Nu vreau nimic din astea! Oh, e un vierme? Așa mai vii de acasă? Toppingul perfect pentru salata mea! Și tu, peștișor, ești mai bun pentru oameni! Pa, pa!
Am prins un pește uriaș! E timpul să-l mănânc! Sirenele însărcinate au cu siguranță un apetit interesant. Toți acei viermi sunt încă în viață. Stai, am o idee mai bună. Vreau să pun frișcă deasupra. Așa voi face. E perfect. Stai, pune și niște caviar acolo. Oh, da, asta e o masă de 5 stele. Gustos. Cred că vomit. Bună, Ariel! Putem să-ți atingem burta? Nu! Nu mi-atinge burta! Oprește-te, te rog! Ălea sunt tentacule? Eu! Oh, Doamne! Să plecăm! Slavă Domnului! Erau enervante! Stai! De unde au apărut tentaculele? Surpriză! Am venit și eu să te frec pe burtă! E amuzant! Ce se petrece aici? Ajută-mă! Nu se vor opri să nu-mi atingă burta! E un pufferfish! Ce va face cu peștele? Am nevoie doar de țepii săi! Acum să trecem la treabă! L-am luat! M-am întors! Am găsit o soluție! Ce faci cu burta mea? Oh, wow! Așa de înțepător! Auci, mă dor tentaculele! Pe curând! Nu pot să cred că acei țepi au funcționat cu adevărat! Unghiile mele sunt ascuțite! Ha? Oh, Doamne! Îl simt venind! Mi s-a rupt apa! Ajutor! Ce s-a întâmplat? Ce să fac? Ce să fac? Intru în panică? Adună-te și cheamă medicul! Doctor! Sunt aici! Soarele e prea strălucitor pentru pielea lor! Opa, scuze! Să începem! De ce nu te întinzi, dragă? O să fie bine! Pătura e gata! Acum împinge! Te descurci foarte bine! Încă puțin! E pe aproape! Băiețelul tău e sănătos! Oh, m-am mușcat! Doctore, el voia doar prima lui masă! Gâtul meu! E copilul meu în siguranță? Oh, iată-l! Arată exact ca tatăl său! Seamănă perfect! E rândul lui Ivy să fac o ecografie! Luați loc, doamnă! Bine, să începem! Să vedem... Ce-i asta? Oh, are colții tăi! Vai, copilul s-a transformat într-un liliac! Se îndreaptă direct spre sângele mumiei? Nu! Dă-mi sângele înapoi! Voi muri! Mă întorc acum! Iam! Proaspăt! Ce s-a întâmplat? Am mâncat mai mult suc de sânge! Suntem așa de mândri de băiatul nostru! Sunt gata de culcare! Sicriul meu pare așa de confortabil! Așa de cald! Închide-te, te rog! Ha? Burta ei uriașă stă în cale! Haide, cât pe-aci! Dracula, vino aici! Remediază această problemă chiar acum! Sicriul meu nu se va închide din cauza burticii! Sună grav, gândește! Oh, un cuțit! Ce e? Ce va face cu un cuțit? Să tai o gaură în sicriu? Inteligent! Aproape am terminat! Totul e gata? Hai să încercăm! Grăbește-te și închide capacul! Cum spui tu! Purta ta se potrivește perfect! Noapte bună! E timpul să aflăm sexul bebelușilor! Să deschidem această scoică! Ești gata? Atât de multe sfere de apă! Wow! Uită-te cum sclipesc! Dar unde scrie genul? E chiar de dedesubt! E o fată! Oh, vom avea o mică prințesă! Abia aștept să sparg balonul! Îmi voi folosi unghia scuțită! Grăbește-te! Prinde liliacul!
L-am prins! Aha! Să vedem veștile bune! E un băiat! O să semene cu mine cu siguranță! Rămâneți pe fază pentru a vedea cum se vor descurca un vampir și o sirenă în viața de gravidă! Trebuie să fac treaba mare! Haide, concentrează-te! Ha? Cine e acolo? Arată-te, monstrule! Dacă e o creatură diabolică a mării! E doar Ariel! Nu fac nimic! Toate acele ambalaje pentru gustări împrăștiate sunt cam suspecte! Ce-i asta? Ciocolată? Ești toată murdară, dragă! Trebuie să te curăți, începând cu acest scrubber suspendat! Freacă-ți stomacul de el! E așa de frumos! Se simte ca un masaj! Vreau să o fac în continuare! Sunt curată! Dar, trebuie să facem ceva cu gura și părul tău dezordonat! Poate ai un gadget pentru asta? Intrați în celulă? Grăbiți-vă! Hai, fără pierdere de timp, intrați! Am făcut o treabă grozavă! Nu pot să cred că suntem cu adevărat în închisoare! Oh, e șoarece? Uite, draga mea, avem de mâncare! Se pare că vom avea un rozător pentru prânz! Vrei și tu? Ține-l departe de noi! Iuhu! E gustos! Nu putem rămâne aici! Ofițer, te rog să ne duci într-o celulă diferită! Nici vorbă! Ce zici dacă plătesc pentru asta? Dă-mi! Bine, vom accepta! Bine, doamnelor, vă transferăm într-o celulă nouă! Cred că această celulă e doar a noastră acum! Vom fi bine? Iată, celula voastră nou-nouță! Intrați! Hai să cheltuim banii! Îmi place noua noastră celulă! Toată întunecată și misterioasă, exact cum îmi place! Yay! Aha, aproape te-am prins! Ce urmărește mama? Un șoarece! Vino aici, nu fi timid! Te-am prins! Oh, drăguța mea, cină e gata! Bleah, nu vreau șoarece! Ha, ce altceva avem? Mâncare! Cine vrea mâncare? Vând pâine proaspătă și fructe! Eu am nevoie de mâncare! Poți să iau ceva? Nu, no, ești săracă! Te rog! Bine, poți lua puțin terci și pâine! Dar par a fi uscate? Cred că merge! Sadie? Nu, arată urât! Cum pot să-l fac mai bun? Știu! Ce plănuiește mama? Voi lua o felie și o voi tăia în două. Perfect! O să păstrez o jumătate pentru mai târziu. Iar pe cealaltă jumătate o voi marca cu rip din muștar. Voilà! O pun pe terci și arată exact ca un cimitir. Mănâncă! Wow! E așa de tare? E gustos? Da! Mi-e foame! Stomacul meu tot rumegă! Hrănește-mă, mamă! Vom găsi ceva pentru tine! Ofițer, vino aici! Ce e în regulă? Dă-mi o varietate de mâncare! Fica mea sărmană e foarte înfometată! Uite, am pregătit feluri de mâncare diferite pentru voi! Aduceți-le! În primul rând, avem o fată dulce! Sângele ei are gust de acadea de gumă de mestecat! Încearcă-l! Wow! Nom! Nea, prea dulce, nu-mi place! Scuze! Du-te acum! Ce urmează? Ei bine, acest tip e un ratat al sălii de gimnastică! Din cauza transpirației, sângele lui e sărat! Iuh, nu-mi place! Pariez că-ți va plăcea fata acră! Are gust de lămâie? Nom! Prea acru? Ce zici de sânge picant? Nom! Iute! E prea iute? Ei bine, nu ne-ați dat nicio mâncare deosebită! Ia să verific cartea de rețete a vampirilor! Oh, știu ce vă place! Ta-da! O supă roșie însângerată! Îmi face rău! Ha? Ei bine, și dacă... Sunt bomboane oculare? Aduceți aroma suplimentară! Arată înfricoșător de bine, nu-i așa? Wow! Vreau să gust!
E cel mai bun lucru! Îi dau un mare like! Oh, nu mă lăuda! E timpul pentru prânz! Oh, spaghete! Avem un sos de sânge și unul de usturoi. Trebuie să-l încerci pe cel de usturoi. Oh, nu! Vampirii sunt alergici la usturoi! Mersi! Arată delicios! Sunt nerăbdătoare să mănânc? Nom! Ha? Simt miros de fum! Mă arde! Usturoi! Îmi pare așa de rău! Voi chema un doctor! E așa de fierbinte! Am un kit de prim ajutor! Oh, pare grav! O să-ți verific gura cu un bețișor de înghețată! Deschide gura! Nu-mi place? Scoate-l din gura mea! Wow, ai niște colți puternici! Așteaptă! Am medicament pentru tine! Picături de sânge pentru limba ta de vampir! O să torn câteva picături în pahar și te vei vindeca! Bea-l! Nu-mi place? Ia să văd asta! Iu, miroase urât! E o acadea de vampir? Doar înmoaie-l în picăturile de sânge ca să aibă gust dulce! Iată! Acadea! A funcționat! Ce truc fain! Vampirii sunt așa de inteligenți! Săraca Sedi suferă de o răceală? Ce-a fost asta? Hopa! Sedi tocmai a strănutat un mucus imens! Lasă-mă să-l șterg! Iu! Mucus de data trecută! Știu! Am uitat că am șosetele puse! Mama are totul pentru a șterge mucusul, în afară de un șervețel! Așa de dezgustător! Ce să facem cu febra ta? Ești fierbinte? Oh, un doctor! E doar mami picioare lungi cu o seringă uriașă și înspemântătoare! Timpul pentru o injecție! Nu! Sunt așa de speriată! Ce? Unde a dispărut? Fica mea se transformă în lilieci când îi este frică! Vino aici! O să faci injecția ca să te simți mai bine! Haide, fă-o, doctore! Mă ocup eu! Încep! Nu! Sunt foarte speriată! Dar chiar trebuie să faci injecția! Stai puțin, ia să mă gândesc la ceva! E un iepuraș pe o seringă? Folosește asta? O seringă cu iepuraș? Pare puțin mai înfricoșător! Cred că va funcționa! Oh, e așa de drăguț! Nici nu a durut! Oh, da! Trucul meu genial a funcționat! Oh, nu! Ce intenționează Sadie să facă cu acea suliță? Te voi omorâ! Auci, mă doare mâna! Am auzit un strigăt? Ce s-a întâmplat? Hai să vedem! Ai luat o aștie? Să aruncăm sulița asta departe! Wow! A fost cât pe ce? Ce ar trebui să fac? O să încerc să o scot cu dinții mei! Nu, doare! Altceva? Aha, știu! O seringă? O să folosesc o seringă ca să aspir așchea! Hai să vedem! A funcționat! Sunt un geniu? Ești eroina mea, mamă! O să plec acum! Ai grijă! Auci, mă doare mâna! Fica mea! Ce? Oh, nu! E în regulă, dragă! Mă doare mâna! Nu plânge? Tu, repara asta! Sau te voi răni înapoi! Wow, oprește-te! Mă faci să amețesc! Am o idee! Ce va face cu liliecii? I-am prins! O să pun liliecii pe gratile închisorii, astfel încât să prevină închiderea ușii! Deștept, nu-i așa? Frumos! Cu siguranță funcționează! Acest liliac e așa de moale! Wow! Ușa nu mai îndrobește mâna! Oh, nu! Arăți urâtă fără păr! Ce s-a întâmplat? Hai să o văd pe Barbie-a ta! Sărmana păpușică! Are nevoie de un păr nou, nu-i așa? Știu! Foarfece! Taie vârful unui balon și înfășoară-l în jurul capului păpușii Barbie! Acum e timpul pentru o sesiune de lipit!
o să acopăr capul păpușii Barbie cu lipici. Trebuie să mă asigur că întreg capul e acoperit. Iar pentru sacrificiul suprem, îi voi da păpușii Barbie câteva șuvițe din părul meu. Nu mă supăr că trebuie să mă tund. Arăt bine? Voi aplica acele șuvițe pe capul păpușii Barbie. Și ea a ieșit proaspătă de la salon. Iată! Wow! E așa de frumoasă! Mersi, mamă! Barbie-a ta e fericită! Yay! Oh-oh! Molly e gata să facă niște coafiuri astăzi? Chiar o să-și taie părul? Așteaptă! Nu poți face asta pe părul meu! Ce-ar fi să-i o fac la mama? Uită-te la coada ei lungă! Așa de tentant! Să încep! Ei bine, asta e o modalitate de a obține ușor o tunsoare bob. Părul meu? Ce-ai făcut? De ce mi-ai tăiat coada? Îmi pare așa de rău, voiam doar să fiu stilistă. Oh, nu-mi faci acei ochi de cățeluși. Ce? E o nouă tendință de coafiură? Cum îndrăznești să te râzi de mine? E un joc hipnotizant acum. Ha? Te oblig să-ți faci o tunsoare de la fica mea. O să-mi fac o tunsoare de la fica ta. A funcționat? Hai să intri! Bine ai venit la salonul de coafură al lui Molly! Am nevoie de o tunsoare nouă? Salut! Primul meu client vreodată! Vrei o tunsoare, Bob? Hai să-ți o fac! Wow! Atât de mult păr roz! Hai să-l tăiem pe tot! Oh, dragă! Cineva se va întoarce acasă cheală! Nu trebuie să-ți faci griji de părul încurcat când ești chel! O să mulțumești mai târziu! Uite, arăți perfect! Ha? Ce s-a întâmplat? Ce-i asta? Unde mi-a dispărut tot părul? Oh, copil rău! Mama săracă și Sadie dorm liniștite, dar nu pentru mult timp! Nu când îți lași piciorul așa afară! Iată ghearele monstrului! El o să o ia pe Sadie! Ha? Mami! Ce s-a întâmplat? E un incendiu? Ce e? Va fi bine, draga mea! Mami o să te protejeze! Ce-ar trebui să fac? Oh, un dulap? Știu! Stai aici! La ce se gândește mama? În dulap pare să poată încăpea două persoane. Trebuie doar să pun o pernă aici. Hai, Sadie! Ok, vin! Înțeleg! E un sicriu improvizat pentru vampiri. Acum vor fi în siguranță. La o parte, monstrule! Nu ai nicio șansă! Renunță! Așa că aceste două dorm ca un butuc. Acest ruj îmi stă bine? Au, ce-i asta? Mami, prinde pernele! Uii! Hei, du-te la culcare! E timpul să te culci! Nu mai sări în pat! Dar nu vreau să dorm în patul ăsta! E urât și incomod! Nu avem alte paturi? Așteaptă! Știu! Hei, ofițer! Yuhu! Ce vrea ea? Care e problema? Am nevoie să înlocuiți acest pat! Să înlocuim? Avem! Patul e pregătit! Wow! Un sicriu nou-nouț pentru micuțul vampir, făcut din aur! Vreau să-l încerc! E așa de moale, îmi place foarte mult! Ei bine, vă lăsăm în pace! Oh, e perfect! Mă bucur că-ți place! Noapte bună, draga mea! Noapte bună, mami! Oh, ești doar tu! Micii vampiri au și ei nevoie de monștri care să le spună povești înainte de culcare. A funcționat! Molly doarme ca un butuc acum. Să ai un somn plin de sânge! Oh, am găsit un măr! Norocul meu! Vreau să-l transform! O să încep cu fondul de ten. Îl aplic cu un burete. Apoi voi folosi un creion de sprâncene să-i desenez fața. Nas și gură. Ochi în formă de migdale. Vreau să-i fac buzele roșii. Mua! Și puțin blush roșu. Și far de ochi albastru. Sunt aproape gata! Arată perfect!
și delicios! Nom! Ha? Mi-a sărit un dinte! Stai să văd! Oh, nu! Nu colțul dinților! E grav! Ce măr nesimțit! Ofițer, mă poți ajuta să-i repar dintele fiicei mele? Ce vrei să fac? Dă-mi cuma ta! Amestecat-o deja? Dar dacă insiști, iată! Da, exact ca plastelina! Acum să pun la încercare abilitățile mele de modelare! Am reușit! Un colț de dinte improvizat! Uite, ți-am readus colțul dinților! Se potrivește perfect! Yay! Niciun măr pentru moment! Ok, mă bucur doar că mi-am primit colțul înapoi! Mami, picioare lungi se comportă și ret! Wow, arată ca o gustare! Vreau să mușc! Nom! Mi-a căzut un dinte! Hei, ai fost pe punctul să-mi strici ceasul! Mă bucur că e bine! Oh-oh! Ce s-a întâmplat cu tine? Stai să văd! Ți-a dispărut colțul dinților! E inacceptabil! Trebuie să sunăm la dentist! Alo, ajută-mi fica! Acel dentist pare cunoscut! Să verificăm! Dinte lipsă? Ha? Rezolvă? Știu ce să fac! Doar lasă-mă să-mi iau instrumentele! Ce face dentistul? Pare serios! Ta-da! Un colț de dinte de aur! E perfect! Să-l punem! Un set nou de dinți de aur! Cu acei colți de aur, cred că poți mușca o piatră! Uitați ce zâmbet elegant! Prințesa Peach e pe cale să facă ecografie! Sunt puțin agitată! Ține-mă de mână, dragă! Să începem procedura! De ce nu funcționează? Haide! S-a stricat? Ha? Lasă-l pe Mario să repare! Doar strâng șuruburile aici! Vai! A funcționat! Mersi, omule! Iar copilul lor e într-un joc Mario! Sunt eu, copilul Mario! Uite, sunt un curcubeu! Oh, copilul meu e așa de uimitor! Ce? Acum sari! Sari! Wednesday e și aici pentru o ecografie! E așa de enervată! Se pare că doctorul are un prieten mic în buzunar! Ha? Ciu-ciu! Ajutați-mă! O să te lovesc, Barbie! Așteaptă! Asta e păpușa mea! Dă-o înapoi! Ce? Ești în siguranță acum? Gah! Oh, nu! Vin iubitorii de burtici să o enerveze pe prințesa Peach! Ah! Mario! Ajută-mă! Mamma mia! Ce să fac? Oh, Barbie! Știu! Ce? Unde te duci? Nu pleca! O să fac o Barbie însărcinată! Îi voi pune un copil în burtă și îl voi acoperi cu niște plastelină în formă de burtă! În continuare, voi turna lipici pe noua ei burtă de gravidă! Continuă să torni până când întreaga ei burtă e acoperită de lipici! Și adaugă lipici pentru a fi fabuloasă! Gata! Ha? O Barbie însărcinată? Prinde asta dacă poți! Haide! Burtică! Așteptați-mă! Stați așa! Mersi, eroul meu! Desigur! Enid nu se poate opri să atingă burta gravidei Wednesday! Pleacă! Ha? Think e aici pentru a participa la distracție! Până aici! Lurch! Da! Scapă de ei chiar acum! Ce zici de o bombă? Oh, îmi place felul în care gândești! Așa de moale! Ha? Unde e burta? 3, 2, 1... Ah, nu e nimic mai bun pe lumea asta decât aerul după explozie! Wow, ce s-a întâmplat cu noi? Ați apăsat pe butonul greșit! Mario se află în mijlocul unei lupte cu Bowser! Ah!
Atenție! Ouch! Soția mea are nevoie de mine! Mario! Ce s-a întâmplat? I s-a rupt apa! Nasc! Mamma mia! Respira adânc! Mario! Mario! Ia geanta de naștere! Grăbește-te! Stai! Trebuie doar să... respir! O voi face singură! O poți face! Dar poate că nu ar trebui să mai strângi atât de tare de mână! Te rog, dăm drumul! Auci! Auci! Împinge! Încerc! Frumoasă prindere, fundaș! Bebelușul tău e în siguranță! Băiatul meu! Acest copil seamănă mai mult cu Luigi? Ce? Atunci tatăl e... Cum e copilul? Hopa! Ei bine... de unde a apărut acel slime? Ha? Mamma mia! Am strănutat mult! Ce neregulă cu tine? Nu pot dormi! Să mă întind pe burtica mea de gravidă e așa de inconfortabil! Înțeleg! Ei bine, în primul rând, șterge tot acel slime, te rog! Acum lasă-mă să mă gândesc ceva pentru burtica ta! Ce să fac? Gândește! Wow! Sunt bine? Mario e dur! Un colac? Am înțeles! E așa de inconfortabil! M-am întors! Ridică-te de pe jos, vrei? Am o idee! Ce-i cu el? Întinde-ți burta pe colac! Wow! Sunt așa de confortabil acum! Wow! E timpul să te întorci la culcare! Sunt sigur că pot să mă întind aici! Oh, bine atunci! Patul pentru câini să fie! Sunt gata de somn! Sicriul e gata! Iată, doar îmi voi aranja perna! Ce? Sicriul nu se va închide! Burta ei stă în cale! De necrezut! Lurch! Ce s-a întâmplat? Fă ceva cu burta mea! Ar trebui să o tăiem? Dă-i drumul! Chiar îi taie burta? Doar îi face o gaură în sicriu! Poftim! Acum burta ta va încăpea! Genial! Ei bine, acesta e un mod confortabil de a dormi! Să completăm cu o pătură și vei avea un somn bun! Trebuie să fac treaba mare! În sfârșit! Grăbește-te, Mario! Eu am nevoie să fac treaba mică! Hă? Oh, nu! Împinge! A reușit! Trebuie să trag apa acum? Miroase așa de rău! Ai făcut o mizerie de nedescris! Trebuie să fac curățenie? Perie de toaletă! Am stricat-o! E de rău! Auci, cărămidă proastă! Mi-a dat o stea! Nu doar o stea, ci o bombă de toaletă! Fix la timp! Steaua poate face toaleta din nou strălucitoare! Dar o stea nu e suficientă! Trebuie să adăugăm culori amuzante și spumă! De ce durează așa de mult? Mario! Am să adaug și lămâi! Așa mai merge! Acum e gata de spălat! Acum poți folosi toaleta! Prea târziu! Am făcut deja pipi! Mamma mia! Mai aveți vreo bombă de toaletă pentru a curăța podeaua? Suspect! Să vedem! Știam eu! Miroase urât! Think tocmai a lăsat o mizerie explozivă! Cât de mult poate digera o mână? Știu ce ai nevoie! O bombă cu gaz!
mască de gaz pe cap. Nu! O să aprind chestia asta și mă adăpostesc. Stop! Acum așteptăm. Se pare că totul a mers bine. Să vedem. Oh, aer curat. În sfârșit pot să fac treaba mare liniștită. Asta îl va învăța pe Tink să nu lase o altă bombă făcută din treaba mare. Pot să fac asta? Se pare că e un monstru emoțional în cealaltă parte a camerei. Trebuie să intru liniștit. Bună! A fost cât pe ce? Trebuie să mă bazez pe instrumentele mele. Cheie? Nu. Ciocan? Nu. Știu! Flori, șervețele și ciuperci. Și în sfârșit, ciocolată! Să mergem! E Mario împotriva unei pici emoționate și însărcinate. Ușurel! Uite! Ia asta! Ciocolată? Ușurel! Ciocolată! E așa de bună! Vreau mai mult! Acum șervețele! Sălbăticiunea e îmblânzită! Ce? Acum e șansa mea! Flori? Pentru mine? Să o electrocutăm pe Barbie? Wednesday s-ar bucura de acest spectacol! Ce? Ce-i faci lui Barbie? Nu! Tink deja a apăsat pe buton! Hei! A fost cât pe ce? Nu răni această păpușă prețioasă, monstrule! Doar de obicei îți place asta? Plânge în hohote! Hormonii de Wednesday sunt peste tot! Ar putea la fel de bine să profiți la maximum de ea și să adun toate lacrimile de apă! Succes! Bine că am cercei de hârtie igienică! Prinde-i de lobby urechilor! Ce-i asta? Frumos! Îmi pot șterge cu ușurință lacrimile acum! E perfect! Bună treabă, Lurch! Ți-am luat un cadou, Wednesday! Mersi, cred! Îmbrățișări? Unde te-ai dus? Aici erai! Deschide-l! Bine! O jucărie de pluș și o salopetă roz? Ce? Pe bune? Îți place? Dacă îmi place... Îmi place să deschid și să scot toată umplutura. Apoi îi voi pune o baterie înăuntru împreună cu niște fire. Te voi repara acum, amice. Voi face doar o mică modificare. Vezi? Bună! Cât despre salopetă, eu o prefer pe cea neagră și atrăgătoare. Iar pentru Suzetă, îmi place să înțepe. O jucărie roz e un mare nu. Cu o bâtă cu țepi, mai vii de acasă. De unde a apărut acel slime? Mamma mia! Am strănutat mult! Ce neregulă cu tine? Nu pot dormi! Să mă întind pe burtica mea de gravidă e așa de inconfortabil! Înțeleg! Ei bine, în primul rând, șterge tot acel slime, te rog! Acum lasă-mă să mă gândesc ceva pentru burtica ta! Ce să fac? Gândește! Wow! Sunt bine? Mario e dur! Un colac? Am înțeles! E așa de inconfortabil! M-am întors! Ridică-te de pe jos, vrei? Am o idee! Ce-i cu el? Întinde-ți burta pe colac! Wow! Sunt așa de confortabil acum! Wow! E timpul să te întorci la culcare! Sunt sigur că pot să mă întind aici! Bine atunci!
patul pentru câini să fie. Ce? Mi s-a rupt apa? Nasc! Cod roșu! Nu te îngrijora, am scaunul cu rotile. Rapid, du-mă la spital. Lasă-mă să mă întind un pic. Pe locuri, fiți gata? Start! Nu mă așteptam să fie chiar așa de repede. Wow, m-ați surprins! Întinde-te în timp ce intri în travaliu. Mă întorc. Nu e nevoie, pot să împing copilul afară și singură. Ce? L-am prins! Floare la ureche. Să mergem acasă, fata mea independentă. Dar cum? Botez fericit! Am adus cadouri. Wow, ar putea fi haine roz pentru bebeluși? Mai bine le deschid acum. Oh, voi deschide mai întâi cutia roz. Wow! Ha? Doar un biberon simplu transparent? Ce s-a întâmplat? Un costum alb simplu? No! Nu-ți place? Ce se petrece aici? Cred că e mai bine să plecați. Scuze! Ha! Spune-mi ce e neregulă! Uită-te la acest cadou simplu și plictisitor! Vreau culori! Știu! Vino cu mine! De ce se îndreaptă spre toaletă? Așteaptă și vei vedea! Nu plânge! O să repar asta! Uite! Urmărește cu atenție când rulez șalopeta și o leg cu benzi de cauciuc! Fac o buclă dublă pentru a-mi asigura că e sigură! Gata! Acum să-l aruncăm în toaletă! Apoi voi adăuga vopsele colorate exact ca un curcubeu! În cele din urmă, spumă pentru o lovitură suplimentară și niște pudră aurie! Apoi voi înfășura plastic peste toaletă! Ce rămâne de făcut? Așteaptă! Să închidem capacul și să tragem apa! E gata! Să-l desfacem! Voila! O șalopetă multicoloră! Ce zici? Acest lucru e uimitor! Atâtea culori! Sticlă simplă? Nu! Sticlă strălucitoare? Da! Doamne! Acesta e cel mai bun lucru! Mario știe cu adevărat cele mai bune trucuri! Doctorul e aici pentru a face o ecografie! Mami e prima! Pentru atâția bani? Sigur! Vreau eu prima și îți voi da aceste monede de aur! Aurul e mai bun decât banii? Prințesa Peach va fi prima! Cum îndrăsnești? Voi fi așa de bogat! În regulă, să începem cu ultrasunetele! Să vedem! Eu sunt bebe Mario! Oh, e așa de adorabil! Copilul ăsta tocmai a sărit? Rândul meu, grăbește-te! Cu siguranță nu pot face banii să aștepte! Să-i dăm drumul! Înainte de orice, banii te rog! $1000! Suntem gata! Să începem cu ultrasunetele! Vreau să-mi postez selfie-ul pe Instagram! O păpușă frumoasă ca și mama? Pare foarte sănătoasă și bogată! Hă? Îți voi plăti o monedă? Doar o monedă? Nu va fi suficient! Ai supărat-o pe Wednesday? Hă? Unde s-a dus aparatul cu ultrasunete? Think a furat aparatul cu ultrasunete pentru Wednesday! O voi face singură! Cine are nevoie de un medic când îți poți face singur o ecografie? Bună treabă, Think! Să ne întâlnim cu copilul meu! Scuză-mă, nu ai plătit să folosești ultrasunete! Wow! Încep să rănești pe mama mea? Am nevoie doar de spatula cu ultrasunete? Pa! Nu e nicio îndoială că e cu adevărat copilul lui Wednesday! Iată mâncarea ta! Un terci de paraziți? Mănâncă-l! E o aromă unică, hă? Și aici am crezut că Wednesday se va bucura de paianjeni! Barbie primește și ea terci de paraziți! Ia toți banii, doar dă mâncare mai bună! S-a făcut! Ce zici de un sandwich cu cârnați? În sfârșit, niște mâncare adevărată! Trebuie să plec! Așa de nedrept! Peach primește același terci! Adu mâncare delicioasă! Pizza! Delicios!
Nu! Cum de ea primește o pizza? Vreau și eu una! Nu mai am pizza, dar ce zici de frișcă? Nu cred că frișca și cârnații merg bine împreună, dar atâta timp cât Barbie e fericită. Vreau și eu ceva dulce! O felie de tort să fie! E un topping bun pentru pizza ta! Asta nu pare corect! Nu-mi pasă? Mâncați! Nici frișca nu are un gust bun! Nu, vreau tort! Să ai o burtă uriașă te face să adormi greu! Până aici, cer întăriri! Ajutați-mă! E un unicorn? E Ken! Ți-am adus un colac! Nu pot să cred că ești aici! Ce ai pentru mine? Ha? Pentru ce e acest colac? Coboară mai întâi din pat și am să-ți arăt! Întinde-te pe colac! În gaură! Bine atunci! În felul ăsta? Wow, e așa de comod! Ți-am spus! Ai și un unicorn cu care să te îmbrățișezi! Ești cel mai bun iubit! Vise dulci! Asta a fost dulce! Acum Peach e puțin geloasă! Dar dacă... Wow! Bună ziua! Sunt eu! Wow! Mario, ți-am adus ceva! Wow! E o pernă pentru burtă? Îmi place! E așa de comodă? E timpul să plec! Nu e frumos? Burta ei se sprijină confortabil pe pernă! Toată lumea e așa de zgomotoasă! Trebuie să închid capacul! Burtica stă în cale? Think! Ce intenționează să facă Think cu cuțitul? Încearcă să-i taie burta lui Wednesday? Ha? Tocmai a făcut o gaură în capac ca să poată încăpea burta lui Wednesday! Think e cu adevărat o mână de ajutor! Abia o sticlă întreagă de suc înseamnă un singur lucru! Vezica ei va fi plină! Polițistule, treci aici! Firar, am nevoie să fac pipi! Du-mă la toaletă, te rog! Toaletă? Ha? Nicio problemă! Să mergem! Trebuie să fac și eu pipi? Eu voi merge prima! E o mână? Aș vrea să merg și eu la toaletă! Iam banii! Eu voi merge prima! Am un lingou de aur! Desigur, polițistul alege aurul! Prioritățile! Am dreptate? Grăbiți-vă! Îți voi acorda doar 5 minute! Nu are cum Peach să folosească această toaletă murdară! Ce fel de monstru locuia aici? Am nevoie să mă duc la o baie foarte elegantă! Pe aici, te rog! Totul e făcut din aur, așa cum preferi! E perfect! În sfârșit, ce ușurare! Bine, cine urmează? Eu, am bani! Îmi pare rău, fata bogată trebuie să meargă prima! Poftim! Nu folosesc o toaletă murdară! Mai mulți bani! Urmează-mă! Poți folosi această toaletă! Scuză-mă, pleacă de aici! Cineva e deja acolo? Hopa, încearcă ușa alăturată! Wow, totul e roz! Această toaletă a fost făcută special pentru mine! Mă simt așa de ușurată! Tare! E hârtia igienică făcută din bani! E rândul meu acum! Wow, m-ai speriat! Stai, cum a ieșit? Ce? Unde sunt cheile mele? Think, ești un șiret! Dă-mi aia! Hai, te duc la toaleta ta! Poftim! Ce? În niciun caz! Wednesday oferă o monedă de un dolar, dar bineînțeles că nu e suficient pentru polițist! Îți voi lua șosetele atunci? Șosetele mele! Ce va face Wednesday cu șosetele polițistului? Înțeleg! Șosetele pot funcționa ca protecție pentru scaunul de toaletă! Chiar e foarte cald! E vremea dușului pentru doamne! Desigur, mega bogată trebuie să meargă prima! Mă rog, cada ei probabil că e urâtă! O baie elegantă de aur pentru tine, prințesă Peach! Îmi place! Ia-mi halatul și pleacă de aici! E așa de relaxant!
E rândul meu, du-mă la baie! Acest lucru durează destul de mult. Ai o perdea specială și o zonă de duș doar pentru tine. Super! Intimitate, te rog! Hopa, îmi pare rău! I'm a baby girl in a baby world. Oh, nu pot ajunge la picioare! Am nevoie de ajutor! Wow, sunt mulți bani în schimbul acestor cisme! Interesant! Doar toarnă săpun înăuntru și puțină apă până umpli întreaga cismă. Barbie nu are probleme în a-și curăța picioarele acum. Doar înmoaiezi picioarele în ele și poți începe să cânti cu pasiune când ești la duș. Iar următorul lucru pe care îl știi, picioarele tale sunt curate! Bine, Wednesday! Cada ta chiar e în spatele tău! Doar un lighean mic? Oh, măcar întoarce-te și dă-mi intimitate! Hopa, nu am văzut nimic! E o cadă drăguță, trebuie doar să te faci cât de mică poți! Mersi pentru săpun, Fink, ești o mână așa de drăguță! Uită-te la cada aia minusculă! Pierzătoare-o! Stai, e un lichean? Numești asta o baie? Fetele tocmai au enervat-o pe Wednesday! Ce are de gând să facă? Aș dori să-ți împrumut capul de duș! Asta nu se va termina cu bine! Dușul lui Barbie ar putea folosi puțină culoare. Poftim, distrează-te! E timpul să mă clătesc! La 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 la! Avem o situație colorată aici! Animalele mele ar dori să se joace! Ăia sunt pirania? Auci, ceva mă mușcă! Ajutor! Doamna de curățenie are multe de făcut, dar se pare că are timp liber să atingă niște burtici de gravidă. O burtă de gravidă! Trebuie să o ating, e așa de mare și moale! Ce faci? Lasă-mă! Doar ia banii și pleacă! Frumos! Acum sunt bogată și ajung să ating o burtică de gravidă! Nu e suficient? Atunci ia acest pistol cu bani! Wow! Bine, bine! Asta e o altă burtică de gravidă? În sfârșit! Burtică de gravidă! Nu! Trebuie să ating! Pleacă! Te-am prins! Nu așa de repede! Mersi, doamne! E o burtă acolo pe care o poți atinge! E Wednesday! Mă duc! Sunt cu ochii pe tine! Nu ai voie la prințesa Peach! Mulțumesc, ofițer! Burtica ta de gravidă e așa de mare! Ce? Cine ți-a spus că poți să-mi atingi burtica? Pleacă sau altfel? Nu e nevoie de asta? Am un plan! Ce face timp cu acele țepi? Bănuiesc că burta lui Wednesday ar putea fi îmbunătățită cu ceva decorațiuni! Nu e distractiv! E mai bine să continui să adaugi mai mult până când întreaga burtă e acoperită de țepi. Acum cine va îndrăsni să atingă o burtică înțepătoare? Auci! Înțeapă! Bună treabă, Think! Dă-mi o lovitură cu pumnul! Ce fac fetele astăzi? Wow! Un cărucior regal pentru copii? În sfârșit! E perfect! Poftim plata! Wow! Îți dau un lingou de aur dacă îmi dai căruciorul! În niciun caz! Iată lingoul de aur! Da! E real! Un cărucior auriu mi se potrivește mai bine! Acest lucru e nedrept! L-am cumpărat prima! Acum mă simt cam prost! Am o idee! Wow! Un cărucior făcut din bani? Nimic nu s-ar potrivi mai mult decât asta! Mersi! Wow! Vreau un cărucior gotic! O monedă de $1 pentru un cărucior gotic? Vă pot oferi ceva care să merite prețul! E o comoară în spatele tău? Ce face curierul? Wow! Acesta e singurul cărucior pe care îl vei primi! Pa! Doar un dulap simplu și gol? Wednesday știe cum să condimenteze lucrurile! Dacă nu pot să-mi iau un cărucior gotic, o voi face în felul meu! Bine că am vopsea spray neagră la mine! Vreau să îmbrac totul în negru, la fel ca sufletul meu! Acum voi adăuga lanțuri roșii și argintii în jurul lui!
câteva șarceafuri înăuntru și o pernă deasupra. Sunt sigură că bebelușul meu va adora noul său pătut suspendat. Se pare că toate doamnele sunt mulțumite de cărucioarele lor. Fiecare are propriul stil. Doar învopsesc unghiile? Oh, copilul meu a dat cu piciorul și acum am făcut mizerie. Oh, nu! Cum o fac să se oprească? Oh, poate că muzica o va ajuta să se calmeze. Poftim, căștile mamei. Bebelușul ei se întoarce la selfie-uri. Oh, în sfârșit! Nu pot să cred că a funcționat. Mă voi întoarce la unghi acum. Oh, copilul meu lovește? Auci! Baby Mario trebuie să aibă un vis urât. Poate că și căștile vor funcționa la tine. Nu funcționează? Mai bine chem ajutor. Pe cine a adus polițistul? Ei bine, e chiar faimoasa Billie Stylish. Dă-te de pe mine! Funcționează! Îi va plăcea vocea ta! Baby Mario se distrează! În timp ce toată această muzică i-a ajutat pe bebeluș, pe Wednesday o deranjează. Oh, fii rar, acum și copilul meu devine agitat. Wow, e o întreagă furie? Stai, mi-am amintit ceva. Ce va face Wednesday cu conservele alea goale? Conectez conservele cu o sfoară și poate funcționa ca un telefon, astfel încât copilul meu să mă poată asculta. Într-o noapte furtunoasă a fost un monstru uriaș și înfiorător. Funcționează! Nu e o modalitate mai bună de a adormi pe Baby Wednesday decât o poveste de groază. Super! Copilul meu doarme!